Bine ați venit la cursul video OZN! Vă vom arăta imediat ce ușor este să folosiți această jucărie extraordinară. Vom învăța cum să lansăm primul zbor, câteva metode de folosire mai simple și mai avansate și câteva sugestii. Juan Carlos, maestru zburător și expert OZN, ne va ajuta să descoperim magia OZN. OZN nu are baterii sau telecomandă, nu folosește electricitate statică și este complet silențios. Oare cum funcționează? Secretul OZN-ului misterios rezidă în aceste spirale. O spirală OZN este formată din două bucăți de mastic aflate la capătul unor filamente subțiri, aproape invizibile. Materialul are o rezistență de 5 ori mai mare decât cea unei cantități similare de oțel și este cheia secretului OZN-ului. Filamentul este spiralat în jurul unui tambur și fiecare OZN are 8 spirale. Fiecare set conține un filament mai gros pentru antrenament, deci nu trebuie să vă îngrijorați că veți rupe filamentele mai subțiri. Acesta este filamentul pe care îl vom folosi pentru a vă arăta cum să efectuați primul zbor. Pentru a îndepărta filamentul, trebuie doar să luați piesa de mastic din partea superioară, să întoarceți tamburul invers și să-l lăsați să cadă. Acum filamentul atârnă de a doua piesă de mastic. Puteți acum îndepărta a doua piesă de mastic pentru a evita încălcirea filamentelor. Luați un capăt al filamentului, treceți-l peste ureche și lipiți-l în spatele urechii cu ajutorul bucății de mastic. Celălalt capăt trebuie trecut prin V-ul de deasupra OZN-ului și lipit înăuntrul acestuia, așa încât firul iese prin partea superioară a OZN-ului. Aplecați-vă ușor înainte și acum OZN-ul ar trebui să atârne liber în fața dumneavoastră. Puteți sta într-o poziție naturală dacă OZN-ul atârnă la nivelul abdomenului. Dacă firul este prea lung, îl puteți scurta. Rulați firul în jurul bucății de mastic și apăsați din când în când firul în interiorul masticului și veți putea ajusta mai precis lungimea firului. Este important să purtați o cămașă sau tricou de culoare închisă, preferabil cu model, și să folosiți OZN-ul doar în zone închise, departe de orice sursă de lumină intensă, pentru a evita reflexia luminii în filament și pentru a menține iluzia. Această demonstrație este efectuată în mod deliberat în condiții mai puțin ideale, pentru a vă permite să vedeți filamentul și să învățați cum să folosiți OZN-ul, deoarece știți cum să setați OZN-ul, să trecem la primul zbor. Pentru a învăța cum să rotiți OZN-ul, trebuie să vă aplecați ușor înainte și să-i permiteți OZN-ului să atârne. Apoi, prindeți capătul superior al OZN-ului între degete și rotiți-l din încheietura mâinii. În timp, veți putea roti OZN-ul fără ca inițial să îl lăsați să atârne. O metodă mai avansată este aruncarea OZN-ului ca pe un disc în fața dumneavoastră, dar acest lucru este mai dificil de învățat. Asigurați-vă că OZN-ul se rotește rapid și nu trepidează, deoarece în caz contrar nu va arăta foarte efectiv. Este important de reținut că în cazul în care veți roti OZN-ul pentru mai mult timp în aceeași direcție, filamentul va deveni răsucit, deci va trebui să rotiți OZN-ul înapoi din când în când. Zborul simplu este atins rotind OZN-ul și apoi plasând filamentul în spațiul dintre degetul mare și index. Asigurați-vă că nu țineți strâns filamentul, deoarece trebuie ca acesta să se poată mișca liber între degete. Cea mai importantă mișcare de învățat este cum să vă mișcați mâna în sus și în jos de-a lungul filamentului, fără să faceți OZN-ul să se miște prea mult. Puteți să țineți mâna liberă sub OZN pentru un efect mai potentat. Când veți îndepărta mâna de corpul dumneavoastră, OZN-ul se va ridica. Când o veți apropia, va coborî. Nu uitați să prindeți întotdeauna OZN-ul înainte de a se roti prea lent pentru a evita dezavuarea secretului. După ce ați învățat zborul simplu, primul truc pe care îl puteți încerca se numește din mână în mână. Acesta presupune efectiv trecerea OZN-ului dintr-o mână în cealaltă. Prindeți filamentul între degetul mare și index și apoi treceți-l peste corpul dumneavoastră dintr-o mână în cealaltă. Ultima mișcare de bază este numită sus și peste. Acum veți mișca OZN-ul în sus și printr-o buclă formată cu brațele dumneavoastră. Acum vă vom demonstra lent, fără ca OZN-ul să se rotească, pentru a vedea acțiunea clar.
Este recomandat să folosiți degetele pentru a conduce filamentul și impulsul ar trebui să transporte circular OZN-ul. Această mișcare va face publicul să creadă că este imposibil ca OZN-ul să fie atașat unui fir. Când stăpâniți mișcările de bază, puteți să treceți la trucuri mai avansate. Vom demonstra următoarele trucuri folosind un filament invizibil, deoarece ar fi mai dificil de demonstrat cu firul de antrenament. Atracție invizibilă. Acum veți da impresia că trageți OZN-ul în jos și dintr-o parte în alta. Ridicați OZN-ul și cu o mișcare de tragere a mâinii libere, lăsați OZN-ul să coboare. Pentru a mișca OZN-ul în dreapta și în stânga, trebuie să mișcați lent capul în direcția în care doriți să direcționați OZN-ul. În jurul lumii este un truc care produce o impresie puternică, în care OZN-ul zboară într-un cerc complet în jurul corpului dumneavoastră. Trebuie doar să aruncați OZN-ul în direcția stânga, în cazul în care filamentul este fixat în spatele urechii stângi, sau înspre dreapta, în cazul în care folosiți urechea dreaptă. Va trebui apoi să aruncați OZN-ul înapoi în direcția opusă, pentru a evita învârtirea firului în jurul gâtului. Pentru următorul truc, levitație, OZN-ul nu trebuie să se rotească pentru a impresiona. Începeți cu un în jurul lumii, apoi, fără ca OZN-ul să se rotească, aruncați-l înapoi în jurul corpului. Opriți-l cu partea superioară a degetelor, ținându-l balansat și atingând degetele pentru a ascunde faptul că folosiți un fir. Pentru un moment, lăsați OZN-ul să atârne și apoi, ținând fixă mâna cu OZN-ul, aplecați-vă în spate și ridicați capul. Aceasta va da impresia de levitație a OZN-ului în direcția capului dumneavoastră. Pentru a potenta efectul, folosiți-vă mâna liberă ca și cum ați trage OZN-ul în sus. Sombrero poate fi derutant, așa că îl vom demonstra fără ca OZN-ul să se rotească și folosind filamentul de antrenament pentru a fi mai ușor de vizualizat. Mișcarea OZN-ului începe cu o ușoară rotație în fața corpului. Folosind acest impuls și conducând filamentul cu degetul mare și indexul, va trebui să ridicați OZN-ul și să îl treceți deasupra capului. Apoi continuați cu un în jurul lumii, așa va arăta folosind un filament invizibil. Confuzie este doar o extensie a mișcării de bază sus și peste. Aceasta leagă o mișcare în sus și peste mâna stângă cu o mișcare în sus și peste mâna dreaptă. Pentru a o demonstra cât mai clar, vom efectua această mișcare fără ca OZN-ul să se rotească. Secretul evitării învârtirii filamentului este folosirea mâinilor pentru a-l conduce dintr-o poziție centrală. Treceți OZN-ul prin prima buclă și imediat ridicați mâna pe deasupra căreia a trecut OZN-ul, în timp ce coborâți cealaltă mână. OZN-ul trebuie să aibă o mișcare circulară, așa încât în momentul completării unui ciclu, cealaltă mână a format deja bucla prin care să treacă OZN-ul. Repetați această mișcare pentru a crea confuzie. În jurul lunii este un alt truc impresionant. Începeți prin a roti OZN-ul în jurul corpului pentru a atinge o rotație rapidă. În momentul în care prindeți din nou OZN-ul, trebuie să îl aruncați în direcția opusă și să îl înfășurați în jurul degetului. OZN-ul va trebui să treacă pe deasupra mâinii, dar pe sub filamentul fixat pe ureche. Apoi aruncați OZN-ul în direcția din care a venit și finalizați cu un în jurul lumii. Efect turbo. Începeți printr-o rotație avansată, largă a OZN-ului, așa încât să dea impresia că se rotește în jurul corpului. Înainte de a ajunge în spatele corpului, trebuie să vă aplecați capul înainte, așa încât OZN-ul va zbura înainte, departe de corp. Aceasta va da impresia de efect turbo în momentul în care OZN-ul zboară înainte. Mâinile nu ating OZN-ul, ele sunt folosite doar pentru potentarea efectului. În momentul în care OZN-ul revine către dumneavoastră, trebuie doar să-l prindeți.
O metodă recomandată de încheiere a demonstrației este de a distrage atenția publicului în timp ce dezlipiți masticul de pe OZN. Apoi puteți arunca OZN-ul spre public care va fi uimit de trucurile imposibil de ghicit. Păstrați secretul pentru dumneavoastră, chiar dacă publicul vă va cere să-l dezvăluiți. Când simțiți că vă apropiați de nivelul unui maestru OZN, de ce să nu încercați să adăugați un al doilea OZN? Pentru a putea folosi două OZN-uri în același timp, trebuie să prindeți ambele filamente în spatele aceleiași urechi. Deoarece firele sunt foarte rezistente, nu contează dacă se învârt unul în jurul celuilalt. Trebuie doar să nu uitați să întoarceți fiecare mișcare pentru a nu le încâlci prea tare. Puteți apoi realiza trucuri impresionante, cum ar fi dublul în jurul lumii și dublul din mână în mână. Există și alte trucuri pe care le puteți realiza folosind doar filamentul, fără OZN-ul atașat. Primul este urechea iritată, un truc amuzant în care urechea dumneavoastră va da impresia că se mișcă singură. Trebuie doar să atașați filamentul de ureche și să-l trageți ușor, așa încât urechea să se miște la comandă. Puteți folosi filamentul pentru a levita obiecte, de exemplu o monedă. Lipiți masticul de una din fețele monedei și apoi învârtiți moneda cu fața de care este lipit masticul în jos, pentru a vă asigura că masticul este invizibil, în timp ce moneda plutește în aer. Acestea sunt doar câteva trucuri pe care le puteți face cu OZN. Vă dorim distracție plăcută în inventarea noi scamatorii și în practicarea celor demonstrate în acest video până când deveniți un maestru OZN. Uimiți-vă prietenii și familia, mult succes și distracție plăcută!